cascada s-a rupt în două, pe jumătate. Astăzi, luni 15 noiembrie, este ora 2:41 dimineața și mergem la Viena cu mașina. Am montat și acest porbagaj pe mașină. Ce faci, mă, bă? Hai că e timpul să plecăm. Nici n-am plecat bine, Ioana s-a așezat la volan pentru că facem mare challenge cu zbâr, frumos. Vedem cine conduce cel mai bine dintre toți patru. La clipul ăsta o să apară mâine și la sfârșitul clipului o să aveți un playlist cu toate excursiile noastre. Ne-am oprit și noi la o benzinărie, suntem undeva între Pitești și Râmnicu Vâlcea. Este ora 4:47 dimineața, după cum vedeți încă este noapte. Mai avem cam vreo oră și ceva, două, până la Sibiu. Problema cu porbagajul ăsta, fraților, este că face un zgomot destul de mare, pot să spun, și nu putem să mergem foarte repede pentru că ne-e frică să nu zburăm cu el așa. Deja suntem la două energizante băute, parcă mi se închid ochișorii, conduce zbâr momentan. Trebuie să facem switch-ul în curând. Este ora 6:56 dimineața, ne-am urcat pe autostrada de la Sibiu. Mai avem 2:43 până la Arad pentru că mergem să ne vedem cu Remi, un bun prieten de-al nostru și de-al lui Mădălin, pentru că am zis să luăm și noi o masă frumoasă, elegantă, să nu mai mâncăm toate sandwich-urile din benzinării. Ajungem la 10:20 în Arad, avem 171 de kilometri de autostradă, după cum vedeți începe soarele să răsară. A fost un drum destul de greu, Valea Olturii a fost plină de tiruri, am mers cu 40 la oră, dar mă bucur că în sfârșit am scăpat de ele. Și drumul ăsta o să dureze extraordinar de mult, am plecat la 3 dimineața de acasă și o să ajungem la Budapesta, cred că undeva pe la ora 2-3. Pentru noi durează foarte mult drumul acesta, dar pentru voi nu durează absolut deloc. Să puneți pauză la acest videoclip și să apăsați pe butonul acela de like, pentru că înseamnă foarte, foarte mult pentru mine. Hai să strângem la acest vlog foarte multe like-uri, aș aprecia foarte mult. Și băieți, ne-am oprit să facem puțin stretching, auziți aici oasele. Băi, ești nebun, am înghețat pe aici toată verzătura. Uitați-vă, fraților, toată iarba asta este înghețată. Uite, uite, pune mâna. Mamă. Uitați-vă la golful ăsta, fraților, e înghețat, tot are zăpadă pe el. Vărul aici a rămas intact, nu fuge nicăieri. Eu cred că dacă e să zboare, zboară cu tot cu plafon și facem șeptar cabrio. Ești nebun, prima dată în lume. Uitați-vă, fraților, cât de superb este tot peisajul. Tot ce sper eu, fraților, e când răsare soarele să nu fie norat afară, pentru că nici eu, nici zbâr nu suntem dormiți și nu știu, pe mine cel puțin mă încarcă soarele foarte tare, îmi dă foarte multă energie și nu vreau să fie un cer din ala plin de nori așa urât. Doamne ajută să fie soare. Mamă, cum se vede. Băi, fraților, deci ce peisaje pe aici. Deci că ești într-un film de la de Crăciun de pe Netflix din ăla, știi, cu prințese, cu... știi? Băi, fraților, uitați-vă cum este în față, deci nu se vede la 50 de metri în față. Și dintr-o dată aud de la Waze că nu mai am Waze-ul în față, că se dezlipește ventuza aia. Crash reported ahead și văd numai bucăți de mașină, văd o roată pe mijlocul străzii, exact, cu planetara scoasă și mașina în parapet. Nici n-apuc să văd ce s-a întâmplat, dacă e totul bine, că eu încercam să nu intru în chestii, știi ce zic? Doamne ferește de așa ceva, sper ca persoana implicată să fie bine. Să întorc pe autostradă pe ceața asta nu mi se pare o idee bună. Băi, fraților, am oprit la o baie din asta pe autostradă aici. Bă, și nu știu unde e, ea filmează zbâr. Bă, unde e, mă, baia asta? Vedeți noi, 5 metri în față, efectiv. Băi, zici că joc Minecraft și am render distance 2. Băi, uite, a apărut o toaletă aici. Nu, că noi nu o vedem pe vlog încă. Băi, fraților, uitați-vă la gheața asta care s-a format și uitați-vă și pe aici, așa. Avem, dar mai puțin. Ia uite, ți-a înghețat numărul, ești nebun. Mustăcioară așa puțin. Atât de frig e afară. Băi, nu se vede autostrada, ești nebun, e acolo. Poate asta s-a auzit mai devreme când apuc ceva. Poate că sunt un țurțure de pe... Da, clar. Fraților, am ajuns la Arad. Suntem pe podul, faimosul pod din Arad. Nu știu dacă e faimos, dar eu podul ăsta îl știu din Arad. Din storiile lui Mădălin, cel da, puțin. Da, da, când ajunge la Arad, pac. Fix așa-l vezi. Așa, da. Am ajuns, uitați-vă ce vreme superbă este, nu mai e ceața aia urâtă. Sunt 6 grade, ajungem în 3 minute la restaurant. Bem și noi o cafeluță, mâncăm și noi omletă, ceva de micul dejun așa. Chiar dacă n-am dormit deloc noaptea asta. Am ajuns și noi la restaurant, fraților, mi-am luat un frappe, dar deja l-am băut de sete, pe bune. Și ne-am luat niște ochiuri aici, uitați-vă ce platou interesant, un mic dejun destul de puternic, aș putea spune. Avem o chestie asta care e un fel de șuncă, care nu mai știu cum se cheamă, avea un nume de asta foarte dubios. Avem niște bacon, niște brânză din asta scumpă care nu cred că o să-mi placă, niște sărățică, niște roșii, Doamne ajută! Mâncăm și ne punem pe drum spre Budapesta. Uitați-vă ce coadă de camioane este la Vamă și mai avem 3,6 km până la punctul Vamal. Băi, fraților, cred că oamenii ăștia stau aici cu zilele, coloană de 3 km, efectiv. Păi da, dar noi teoretic trebuie să stăm la coadă cu ei sau?
Na. Păi ce crezi, mă, că dacă ai șeptar nu stai la coadă sau? Păi bă, eu am șeptar, dar n-are gabaritul chiar atât de depășit să mă pună ăștia la coadă. Doar tu, ai, doar tu ai un gabarit depășit, nu mașina, doar tu ești gras, băr. Deci aparent există o singură coadă la vamă. Am mai văzut noi un semafor cu verde, dar nu era nimeni și am întrebat pe cineva și ne-a zis că nu e o singură coadă și evident ne-am pierdut rândul de la coadă și ne-am pus iar la coadă. Ultimii acum. Pă bune, că suntem ultimii proști, sunt vreo 20 de mașini în fața noastră. Cam cât credeți că stăm aici? Ceas check 12:27. Ne vedem după vamă. Băi, ți-am intrat în Ungaria. Bă, să știi că s-a mișcat destul de repede la vamă. De ce 12:47? Cât era ceasul când ne-am pus la coadă? Scrieți voi în comentarii cât timp am stat la vamă. Nici n-am intrat bine în Ungaria de 5 minute, care 5 minute și iar am dat de ceață de asta forță rău de tot, de nu vezi la un metru în față. Bă, cum se poate, mă, numai noi avem norocul ăsta. Nici telefonul nu vede, nu mai am niciun fel de internet, n-am efectiv rețea, nu că net. Bună ziua, fraților, bine v-am găsit la școala de șoferi în Ungaria. Astăzi vă învăț cum să conduceți în Ungaria, deci fiți atenți. De mâini nu prea aveți nevoie, că e atât de drept drumul încât n-aveți ce să faceți cu volanul. Apăsați pe butonul de cruise control și de lane assist, setați viteza la 130 de km la oră și stați așa. Drumul, bă, e drept, n-am văzut ceva mai drept în viața mea, deci pe bune, filmează un pic în fața Ioana, așa e tot drumul. Și când se aprinde aici volanul ăsta galben, că trebuie să pui mâna pe volan, pac, dai așa un pic cu piciorul și gata, mașina merge liniștită. Băi, deci mi se pare efectiv mega plictisitor, mă simt ca în taxi. Dacă nu bipoia asta, ațipeam. Bune, deci o să fie foarte greu să mai stau încă o oră și 11 minute treaz, pentru că, cum v-am spus, n-am dormit toată noaptea și sunt efectiv rupt de oboseală. Uitați-vă un pic ce ochi am, adică sunt rupt. Băi, fraților, sunt terminat psihic, am ajuns în sfârșit la Budapesta după 150, nu mai mult, vreo 250 de kilometri de autostradă dreaptă, bă, dar nu ca la Constanța, bă, dreaptă, dreaptă. Sunt nedormit, sunt nemâncat și mai avem și altă problemă, nu găsim loc de parcare. A, uite și... Bă, ce? Așa, mai realizat o chestie. Ungurii nu te lasă, frate, când dai semnal, ei nu te lasă. Când dai semnal să te bagi, ei accelerează în loc să te lase să te bagi. Pentru că na, ești și tu, frate, român, nu înțelegi aici cum e cu străzile, cum e cu alea. Tu te chinui să înțelegi Waze-ul ăsta că na, n-ai mai fost și ei te claxonează în loc să te lase și pe tine să intri. Băi, fraților, nu știu cât de bine mă văd eu, dar uitați-vă ce peisaj superb avem aici. Da, vedeți, e un pod acolo foarte drăguț. Da, seamănă cu podul din Arad, așa, tot verde. Asta este Dunărea, fraților, în cazul în care nu știați, faceți o lecție de geografie cu Gami. Și mai avem 7 minute, bă, dar este absolut superb. Țin minte când am fost la Budapesta acum mulți, mulți, mulți ani. Țin minte că este foarte vaci pentru că eram foarte micuț, dar bă, este chiar un oraș destul de frumos, dar foarte complicat. Bă, și să știți că drumurile sunt cam la nivel de București, așa, adică, într-adevăr, autostrada, monstru, dar drumurile în Budapesta, gropi. Ați văzut și voi cum tremură imaginea de la gropi. După intense căutări de loc de parcare, după ce am parcat pe locul de parcare al ambasadei Kosovo, după ce am întors mașina, după ce am parcat 20 de minute, pentru că uitați-vă cum am parcat în față, veniți, vă rog, și în spate, în 400 de mișcări, în spate. A, dar ăsta cu Skoda nu mai este, mă, de aici. Acum așteptăm să vină cineva de la apartament, să-l vedem și noi. Problema e că parcarea pe strada asta este 1 euro și ceva pe oră, pentru că suntem cică în mijlocul Budapestei. Ce-i drept, încolo așa pare cum ar veni un centru, o piață, dar pare cam boring, să fiu sincer cu voi. Uite, și avem aici bistro și chestii, restaurante. Cred că astea sunt de multe și de înalt, într-un loc așa de mic, încât e un ecou foarte mare. Orice spui aici se aude peste tot. Fix acolo, fraților, în Zare, este Dunărea. Deci, ca locație este bombă, ca loc de parcare, Și acum să vedem și cum arată apartamentul. Băi, fraților, aveam un vibe destul de prost, dar acum pot să spun că mi-am revenit puțin. Am văzut un colțișor din apartament și este foarte, foarte frumos. Ei bine, uitați-vă cum arată blocul. În primul rând este o scară deschisă. Arată destul de comunist, așa să zic, dar apartamentul este foarte frumos. Are curte interioară, păcat că nu ne putem parca mașina aici, nu era o idee rea. Și haideți să intrăm în apartament, aceasta este ușa. Vreți să începem cu primul dormitor, vă rog, haideți. Ce credeți, este doar un dormitor, are un pat, o noptieră, frumos, când stai în pat aici așa. Îți au. E bine. Așa?
când stai aici în pat, să-ți pui toate obiectele pe noptieră și telefonul l-a încărcat acolo. Ok, nu mai așteptam să facă patul ăla în halul ăsta. Haideți să trecem și la prima baie, care este o băiță frumușică, sincer, adică versus alte apartamente pe care le-am găsit în Budapesta. Chiar este foarte frumoasă băița. O chiuvetă, o grinjoară de asta destul de scumpă, cala asta care nu prea mă încântă pe mine, nu sunt mare fan cala, de asta nu ne-am pus nici acasă. Și trebuie să observați tavanele foarte înalte, adică dacă te mai chinuai un pic, puteai să faci două etaje lejer, gen. O băiță simplă, un fion. Și bine ați venit în living, fraților, uitați-vă cât de frumos este, cred că de asta am și ales apartamentul acesta pentru acest living absolut superb. După cum vedeți, avem acest raft absolut inutil de pahare și este făcut mai ales pentru zbâr acest raft, adică eu nu ajung la 1,83 m, zbâr nu cred că ajung să le ia pastea. Masa asta este absolut superbă, o să stăm aici să clocim idei, să edităm videouri pentru voi. După aceea avem această canapea. Da, este... nu este cea mai comodă canapea, dar arată foarte frumos în poze. Dar bucătăria așa, pe total, pot să spun că arată chiar foarte bine. Chiuveta e un pic câș aici. Ia vezi dulapuri de-astea de bogați, uite-l cum se deschide, fii atent. Au! Era să facă farmacă. Cum era să fac așa și să sară în fes. Foarte drăguț și foarte... bă, da, toate astea mă, de-astea de bogați? Așa, și haideți să vă arăt și dormitorul matrimonial, să-i spun. E un dormitor cu un metru pe... de fapt nu e mai mic dormitorul, dar are baie în el. Dar măcar are noptiere folosibile ăsta. Avem a doua baie, veniți aici, fraților, să vă arăt, care este un pic mai frumoasă, după cum vedeți. Avem marmura asta albă sau grese care emită marmură. Am primit instrucțiuni foarte clare, când deschidem ușa asta, să nu dea clanța în geamul ăsta. A zis Sanchi să nu vă răniți de unde, că ne puneau la plată de ne... ustura, duș din ăsta frumos cu pant așa, care, în care nu prea am eu încredere, sincer să fiu, cred că o să curgă apă totuși din el. Vreau să scrieți chiar acum în comentarii, fraților, cât credeți că am plătit pe acest apartament. Puneți pauză la videoclip chiar acum și scrieți cât credeți că ne-a costat pe noi acest apartament. Gata, ați comentat? Ei bine, o să aflați în episodul următor din aventura noastră în Europa. V-am spus la începutul clipului că mergem la Viena. Fraților, ca să înțelegeți, eu editam acest videoclip. Eram la ultimul cadru în care vă arătam, vă făceam house tour, vă făceam room tour-ul acestui apartament absolut superb și nou nouț. Este dat în folosință, cred că, de la începutul lui noiembrie. Ei bine, Ioana, frumos, s-a dus la baie și a vrut să-și pornească dușul să facă, evident, duș. Și veniți cu mine. Stăm așa liniștiți, eu editez clipul, zbâră și face vede de treaba lui și dintr-o dată se aude în casă BAAA! Toată lumea speriată, ce se întâmplă, ce s-a... Mi-a dus la Ioana și bine, da! Mergem, da. Și Denisa, iubita lui Zbuie, era tot în bani, zice, Denisa, ești bine, da! Ok, nu s-a întâmplat nimic, este Ioana! Ce faceți, ce așa? Veniți un pic! Cada, fraților, s-a rupt în două, pe jumătate. Deci, după cum vedeți, cada, efectiv, s-a rupt în două. De la asta la asta. Exact, și fii atent. Și exact pe partea cealaltă are țeava asta. Și noi credem că este de la țeava asta. Și evident că s-a inundat toată baia, da? Adică e o chestie evident logică, da? Era apă din duș care curgea, cada s-a spart, probabil și țeava, și toată apa a curs pe jos. Am sunat la proprietarii apartamentului și nu prea am rezolvat nimic și au țipat un pic la noi, asta mi se pare un pic ciudat. O să vă las aici niște filmări ca să înțelegeți situația. She turned on the water to get it hot and then when we were in the living room we heard a loud crack and then when we went to check it, it was like split in half. I sent you a picture on WhatsApp. Okay, I will come to inspect it, maybe not today, but please don't use that tub. What are we supposed to use? We only have one shower left and we paid the full price. It broke, we didn't even get to use it. What am I supposed to do? Bring you a bathtub right now or what? Well, I don't know, solve the problem. Well, what do you think? It's gonna take 10 minutes to change a bathtub or I don't know what you're expecting me to do now. Well, first of all, I need to inspect why that cracked. If it's not good for you, please contact booking.com and get another accommodation. If you're not happy, contact booking.com or whatever Airbnb which channel you use, and then we'll try to find a solution. But this is not gonna be fixed today or tomorrow for sure. Well, then can we get a refund on it? Well, you're gonna have to contact booking.com and they will tell you what they can do because the money goes to them, not to us. So, like, as you can see, I'm not taking any shower in it at the moment. Like, I can show you everyone in the room. Okay, I believe you guys. Yeah. Did you use booking.com or Airbnb? Airbnb. Okay, get in touch with Airbnb, you two
guy. If you're not happy with the place it is, which I understand, they will help you to provide a new apartment. Of course, in these cases, you will have a full refund, okay? All right, so is it right if I write you back? I'll think of a solution and I'll write you back, all right? Okay, no problem. O să aflați ce s-a întâmplat cu Airbnb-ul în episoadele următoare din seria noastră cu excursia în Europa, așa că nu uitați să activați clopoțelul să fiți la curent și o să aveți aici un playlist cu toate vlogurile noastre din excursie.